Salut, Vivang, ziua unui episod din Joculețul ăla cu profesor. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul anterior și între timp s-a făcut și update-ul de Crăciun, oameni buni. După cum vedeți, o avem aici pe doamna profesoară îmbrăcată în crăciuniță și avem 3 farse noi. Așa că vreau să văd cine a apăsat primul pe butonașul de like la acest episod, să-i dăm drumul cu prima distracție pe care o avem noi de făcut aici, să o ajutăm pe doamna T să devină un skater profesionist. Unde devine doamna T un skater profesionist? Asta habar n-am, dar rămâne de văzut. Bine, de fapt nu o să o ajutăm să devină, o să o ajutăm să nu devină mai degrabă. Îi dăm aici pe play și hai să vedem ce face doamna T. Mamă, i-a înghețat piscina, frate. Ea verifică să vadă dacă a înghețat, lol, frate, ca să se dea cu skaturile pe piscină. Iar eu va trebui să fac ceva pentru a o opri, să nu se dea cu skaturile pe piscină. Găsește o metodă să îi strici piscina înghețată a doamnei T. Ok, hai să vedem dacă reușim să facem chestia asta. Foarte mișto că developerul updatează jocul mereu. Chestia asta o apreciez, bineînțeles, și chiar vreau să-l felicit. Și îmi place, uite, ninja, tematica asta așa frumoasă. Cea mai ușoară metodă de a strica piscina înghețată este cu niște sare. Acum, ideea este că noi avem sare în bucătărie, putem să mergem să luăm sare din bucătărie. Însă, sarea nu o să ajute în totalitate. Așa că, în afară de sare, noi o să mai avem nevoie de încă ceva. Dar vedeți voi că aici sarea nu e disponibilă, adică e sarea acolo, dar nu mă lasă să o iau. Așa că, nu este problemă, putem să mergem aici pe shop și să luăm sarea direct de aici. Așa, și acum, sarea aceasta trebuie combinată cu ceva anume. Pentru că dacă nu o combini, nu o să funcționeze. Ce face? Se îmbracă. Ok, vedeți, și-a pus și bradul de Crăciun. Doamne, ce drăguț. Doamne, ce drăguț. Bun, hai să vedem unde este chestia asta. Deci am nevoie de asta. Am pus sare în asta cu apă. Și acum o iau de aici, da? Am luat asta cu sare. Și-a mai apă cu sare. Înțelegeți voi unde mergem cu chestia asta? Și am zis să avem grijă să nu ne găsească. Ok, închidem ușa de aici. Pac. Și mergem la piscina doamnei profesoare. Și facem, uite așa, țac. Foarte frumos. Și acum, bineînțeles, o să trebuiască să fugim. Eu pot să stau pe ea, că eu sunt mai ușor așa, dar doamna profesoare, când o să urce peste piscină, cred că o să se topească până atunci și o bucată de gheață. Sunt curios ce o să se întâmple. Dar, bineînțeles, dacă ați ajuns până aici și n-ați apăsat încă butonajul de like, aș aprecia mult de tot dacă l-ați apăsat, așa că voi număra până la 3 și la 3 să apăsăm cu toții butonul de like. Bine, hai să vedem. 1, 2, 3, like! Sper că ați apăsat și voi și vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut acest lucru. Bă, abia aștept să vină Crăciunul, frate, abia aștept. Vreți să facem ceva vlog special de Crăciun? Ia uite-o mă pe doamna profesoară cu skaturile, doamne ferește. Mai și cântă. Hi-hi-hi-hi, sper că se rupe piscina cu tine, hai. Mamă, frate, ia uite-o, ia. A înghețat. Du-te, mă, frate, că e mișto rău de tot. Deci update-ul ăsta chiar mi se pare șmecher. Bun, hai să mergem pe home și să vedem ce alte farse mai avem noi să-i facem. După cum știți, eu am făcut chapterul 2 complet, adică chapterul ăsta cu iubitul profesoarei, l-am terminat, am făcut până la final. Și acum mai avem, am făcut Worst Skater Ever, mai avem Christmas, Debacle și Santa's Little Helper. Deci asta e ceva cu bradul de Crăciun. Habar n-am cum o să fie, dar rămâne de văzut. Apăsăm aici. Cred că doamna T are nevoie de ceva ajutor în a decora bradul de Crăciun. Ok, ok, vom încerca să vedem dacă ne reușește șmecheria. Să o ajutăm, mă, să o ajutăm și pe ea să-și decoreze bradul. Că nu are și ea pe cineva să o ajute. Ia uite. Bine, ea a decorat deja, dar nu ne place nouă cum a decorat și zicem să o ajutăm să decoreze mai frumos decât atât. Și s-au aprins luminile! Dar înțeleg de ce nu l-aveam priză și prima dată când am intrat, pentru că până la urmă ar fi trebuit să... Uite, mă, are globulețe pe aici, voi vedeți? Și a decorat toată casa. Dar de ce are lacăt? Ok, am nevoie de un ăsta pentru a putea intra. De fapt nu ăsta am nevoie. Ok, e bine totuși. Țac. Țac. Find something... hai să ne uităm la hinturi puțin. Dăm pe hint, reveal hint, hai să vedem. Oh my god, cu bombițe electrice, cică. Păi, bombițe electrice, unde găsim bombițe electrice? Ia să vedem.
Downstairs in the basement. Ok, deci trebuie să mergem în basement. Să încercăm să luăm aceste bombițe. Ia să vedem, domnule, dacă ne reușește șmecheria. A, mă, frate, și aici am nevoie de ceva. Pe bune, poate reușesc cu ranga? Am încercat, frate. Am încercat, dar din păcate nu merge. Nu am nevoie încă de un cont de ăsta. Use. Așa, ia să deschidem noi aici, fain frumos. Tot nu merge. Ok, vreau să le iau pe astea din nou. Use. Gata, acum merge. Perfect. Bun. Să am grijă să nu vină asta după mine. Că poți să intri și din casă în basement, știi? Adică e foarte ușor. Bun, cred că astea sunt. Ia uitați-vă ce am găsit aici. Și astea să fie globurile de Crăciun? Pe bune? Ok, hai să încercăm. Ok, stai acolo. Îmi place că m-a pierdut deja. Vine pe mine? Sper că nu vine încoace. Dacă nu vine încoace, e amuzant că mă duc direct să-i pun globurile. Hai că se urcă la etaj, cred că. Corect? Ia. Yeah. Haideți, doamnă profesor, chiar așa. Le-am pus. Perfect. Bă, a explodat și am... A explodat pe mine. Replay. Deci trebuie să facem ceva în plus, frate. Nu trebuie doar să îi le pui, cum au zis, hinturile. Trebuie să ne gândim noi la ceva în plus. Cred că... pentru că eram priză. Din cauza asta cred că s-au activat și alea, pentru că alea erau electrice, ați înțeles? Deci asta trebuie să facem. Hai să încercăm din nou și de data asta o să știm exact ce avem de făcut. Trebuie să scoatem bradul din priză mai întâi. După aia venim cu bombițele. Că vedeți că ea îl pune în priză și bombițele sunt electrice aparent. Bun, hai să dăm skip la chestia asta că am văzut-o deja. Nu mă duc la bombițe prima dată. Mă duc să-i scot bradul din priză mai întâi. Hai să ne luăm ăsta. Ok, nu ăsta de fapt. De ce mi-au ăsta tot timpul? Că seamănă cu ăsta. Bun. Vreau ăsta și cu ăsta o să deschidem ușa din față de la intrare de aici. Așa. Stai să se urce pe scări ca să scăpăm de ea. Și o vedeți că se urcă pe scări. Hai să mai iau până una alta, mai iau unul de ăsta. Și avem tot ce ne trebuie. Așa, acum așteptăm să intrăm. Ia, o aștept pe ea să intre în altă cameră, că imediat cum intru aici o să mă vadă și nu vreau chestia asta în niciun caz. Haideți, doamna profesoară, duceți-vă! Duceți-vă de aici rapid! Asta e profesoară de matematică, cică. Arată într-un fel ca o profesoară de matematică, nu știu, adică din ce mi-aduc eu aminte, cum aveam și eu profesoarele de matematică, parcă seamănă. Bun, și acum, unde e bradul? A, uite aici, cu Merry Christmas, uite ce frumos a făcut doamna profesoară. Sac, l-am scos din priză. Bun, și acum mergem pur și simplu în basement. Vom lua aceste globuri. Care nu sunt globuri, de fapt, înțelegeți voi. Bun, hai să punem asta aici, ne uităm. Globurile sunt de culoare de gold, așa cum ar veni. Bun. Și acum va trebui să facem rost de culoarea aia de gold din zona ei de workshop. Pentru că, my god. Ok, s-a dus aerea, nu știu de ce s-a dus în direcția aia. Să găsim o de-asta de pictură. Ok. Ok, stai liniștită, stai liniștită. Am ideea e că ea nu trebuie să vadă că eu... Deci eu nu trebuie să vadă că eu sunt aici. Iau culoarea de gold. Acum cu această culoare o să încercăm să facem aceste bombițe să arate ca și cum ar fi fost de aici. Și vezi, acum arată ca niște globuri. Ba, acum sper să nu-și dea seama. M-a văzut. Nu-i problemă că încercăm să fugim, să văd dacă găsesc un geam deschis. Oh my god, are geamuri deschise. Mă, frate, le-a baricadat pe toate, ești nebun, o să ies pe ușa din față. Oh my god, fugi, fugi. Lasă-mă în pace, doamna profesoară. Mă, frate. Gata, am ieșit, sunt în afara casei, nu mai ai voie să vii aici. Mă duc la mine acasă, nu știu, asta e casa mea? Habar n-am, una din astea e casa mea. Mă, frate. Și acum se ducă la brad și bradul este decorat cu bombițe în loc de globuri. Hai să vedem ce se va întâmpla, sunt foarte curios. Îmi place mult de tot jocul ăsta. V-am zis, dacă vă place și vouă, nu uitați să apăsați butonajul de like. Mai e foarte puțin până la Crăciun și abia aștept să vină Crăciunul. Pentru că, nu știu, deja sunt în spiritul Crăciunului, frate. Deja sunt așa hyped pentru Crăciunul acesta. Haide, doamna profesoară, duceți-vă acolo să vedeți că vi s-a deconectat bradul. Și acum când vă va conecta, poc, asta ar trebui să se întâmple. Hopa, se duce doamna profesoară. Doamna profesor. Este și iubitul. Ce frumos e bradul, wow! Vrei să vezi luminile? Da, 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 cum să nu? De ce nu funcționează? Ah, pornește-le, hai, pornește-le, ia să vedem.
Mamă, o să explodeze lângă ei. Ia. 2, 3. Puc! Mamă, frate. Ce, cum a făcut ăla? Lol, frate, ce sunet a scos. Oh my god. Bun, și acum avem ultima farsă dintre toate, pentru că noi le-am mișcat pe toate până acum, și anume ajutorul lui Moș Crăciun. Habar n-am despre ce e vorba cu ajutorul lui Moș Crăciun, dar hai să-i dăm start și să vedem. Văd aici că am nevoie de ceva, nu știu ce e chestia aia, habar n-am, o să vedem despre ce e vorba. Deci, e o chestie pe care Misty o iubește mai mult decât orice în lume, este eggnog. Este o băutură de la America, nu știu exact ce e. Și să o facem extra specială. O băutură cu ouă, parcă, sau ceva de genul ăsta, eggnog. Ia uite-o, ia ce le bea direct din mixerul ăla. Mamă, ce urât a făcut. Și să pune să facă mai mult. Find and spoiled her drink with egg. A, nu e cu băutură, nu e cu ou, dar trebuie să facem noi cu ou, parcă. Trebuie să mă uit la hints-uri puțin, să vedem despre ce e vorba. Find the rotten egg. Să găsești un nou stricat. Mamă. Exorcated in the kitchen. Ok. Separate rotten egg from eggs by checking in water. Aoleu. The egg which rises is rotten. Deci trebuie să pui ouăle în apă. Și care ou se ridică la suprafață, ăla e ou care e stricat. Mamă, frate, asta e destul de dificil. Mă așteptam să fie o farsă asta atât de dificilă, dar hai să vedem dacă reușim. Sper să nu fie pe aici, doamna profesoară. Nu cred, cred că e la etaj. Cred că e la etaj. Ok, deci avem nevoie să verificăm ouăle. Unde sunt ouăle? A, uite-le. Ok, ăsta. Avem ăsta cu apă, deci ăla a picat. Înseamnă că e bun. Ăsta a picat, înseamnă că e bun. Ăsta a picat și el. A, ba nu. Ăsta s-a ridicat, ăsta e stricat. Ăsta e ou stricat. Spoil her drink. Deci să-i punem aici. E stric... Mame, i-am făcut o băutură stricată, mamă. Cu ou stricat. Vai de capul meu, deci mi-e scârbă rău de tot. Acum când mă gândesc, ou stricat. Mamă. Mișto că pot să iau trepurile, să-i le pun unde vreau eu. Acum rămâne doar să așteptăm să vedem ce are de gând să facă. Haideți, doamna profesoară, să vă văd! Să vă văd cum beți băutura aia super bună. Este specială de Crăciun băutura respectivă. Nu știu care-i faza cu eggnog ăsta. Ce a zis să fie eggnog? Eggnog. Stai că dau un search pe Google acum. Eggnog lichior de ouă. Este produs lactat îndulcit tradițional care conține lapte și smântână, zahăr, ouă bătute. Deci asta este eggnog. Nu știu că la noi se bea lichior de ouă. Habar n-am. Dar da, e o băutură de Crăciun aparent la americani. Oh my god, o să bea și ea stricată. Nu, nu, nu. A, miroase urât și nu o bea. Și-a dat seama. Și-a dat seama, mă, nene. Foarte multe din farsele astea pe care le facem noi trebuie să le faci de mai multe ori, pentru că nu funcționează de fiecare dată. Și a doua oară când dai pe hinturi, îți dă hinturile bune. Adică trebuie să greșești odată ca să-ți dea hinturile bune. Am mai pățit asta de câteva ori. Nu e problemă, că oricum știu acum ce am de făcut. Însă da. Hai să vedem. Iarăși bea așa. Fine, spoil her drink. Bun, acum mergem, știm exact ce avem de făcut. Problema e că și-a baricadat toate geamurile astea de aici. Dacă iau eu ranga asta, nu pot să o folosesc pe geamuri, oare? Că mi-e mai ușor să intru de pe partea asta decât pe partea cealaltă. Ba da, e perfect, putem să intrăm pe aici. Ok, ia să vedem. A ieșit din bucătărie, deci tocmai avem timp. Și imediat după ce să fac chestia asta cu ouăle, o să încerc să dau pe hinturi, să văd care-i treaba. Ok, ăla e ouă care-i stricat, nu mai trebuie să verific. Oul ăsta o să-l pun în apă, oul ăsta o să-l pun în apă, că n-avem nevoie de ele. Și o să rămânem cu ouă ăsta care-i stricat, îl punem aici. Și acum hinturile, vreau să-mi spuneți ce am de făcut. Find cinnamon powder, kitchen table. Ah, deci asta e. Și acum trebuie să pui asta înăuntru. Run away before Misty catches you. Ok. Deci acum i-am pus praf de scorțișoară, mă, pe deasupra. Și nu o să mai miroase ouă stricat. Dar o să aibă gust de ouă stricat, cu siguranță. Bun. Închidem aici geamurile. Sac. Să nu-și dea seama că a fost cineva la ea în casă.
Da, doamna profesoară, cum să nu băgați acolo? Bă, da, îmi place cum și-a decorat, asta chiar îmi place. Yummy, auzi? Mamă, o stricat. I-a plăcut? Nu-mi zic că i-a plăcut. Oh, acum e rău. Oh my god. Se duce la WC. Face pe ea. Oh, nu, face pe ea. Scary Teacher 3D. Și asta a fost nivelul. Bun. Bă, next, numai aici e next, pentru că am terminat tot ce era de terminat. Deci cam asta a fost, cam asta a fost tot pentru Scary Teacher 3D. Dacă vreți să mai facem episoade când se lansează următoarele update-uri, bineînțeles, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like. După cum vedeți, ei l-au numerotat așa, chapter 1, chapter 2 era ăsta, dar acum chapter 2 l-a pus de Crăciun, chapter 3 l-a pus pe ăsta, pe care noi l-am terminat deja. Și mai este și coming soon, deci clar o să mai fac nivele. Bun, ne auzim data viitoare. Pa!